Locuitorii comunei țepeș vodă vor rămâne miercuri 30 iunie fără apă potabilă. Compania de apă Raja Constanța anunță că va întrerupe furnizarea apei în intervalul 8-16 pentru realizarea operațiunilor periodice de întreținere a rezervorului de înmagazinare. Raja le cere scuze pentru neplăcerile create abonaților din zonă pe care îi asigură că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.